Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi vom face împreună un cheesecake absolut minunat, cu mere și crumble, foarte ușor de preparat și incredibil de gustos. Ca ingrediente vom avea nevoie de: pentru crustă, 200 de grame de biscuiți mărunțiți și 100 de grame de unt moale. Pentru cremă vom avea nevoie de 600 de grame de cremă de brânză Hochland Creme Classic, 100 de grame de zahăr, 10 grame de amidon, 3 ouă, 100 de grame de smântână, 30 de grame de făină și o lingură de extract de vanilie. Pentru umplutura de mere vom avea nevoie de 200 de grame de mere, 50 de grame de zahăr brun și o linguriță de scorțișoară. Iar pentru crumble vom avea nevoie de 100 de grame de fulgi de ovăz, o linguriță de scorțișoară, 50 de grame de zahăr brun, 50 de grame de unt moale și 50 de grame de făină. Voi începe această rețetă cu blatul, care va fi unul din biscuiți. Am aici biscuiți mărunțiți, ai mei sunt de tip petit beurre, însă pot fi orice fel de biscuiți aveți la îndemână. Îi pun într-un bol mai mare, iar peste ei voi adăuga untul pe care l-am topit. Este unt gras cu 80% grăsime. Amestec foarte bine. Voi pune amestecul de biscuiți într-o tavă pătrată, cu dimensiunile de 24 de cm. Nivelez. Și compactez foarte bine biscuiți. După ce am compactat foarte bine biscuiții, voi lăsa tava deoparte și mă pot ocupa de cremă. Pentru a pregăti crema, voi începe cu crema de brânză Hochland Creme Classic, pe care o am la temperatura camerei. Această cremă de brânză este foarte fină, are un gust fresh și o puteți folosi atât la preparate sărate, cât și în preparate dulci, așa cum voi face și eu astăzi. Este perfectă pentru cheesecake-uri, dar și pentru alte prăjituri și merge la fel de bine în sandvișuri, în sosuri sau în diferite preparate sărate. Peste crema de brânză voi adăuga zahărul și voi amesteca bine cât să-l încorporez. În continuare, voi adăuga și restul ingredientelor, adică cele 3 ouă, care sunt cele la temperatura camerei, ca toate ingredientele de altfel, smântâna, care are 20% grăsime, amidonul, făina și extractul de vanilie. Voi amesteca foarte bine folosind un tel. Și am obținut o cremă fină și foarte gustoasă, pe care o voi pune peste blatul de biscuiți. Nivelez bine crema. Și mă pot ocupa de stratul de mere. Pun merele într-un bol mai mare. Adaug zahărul și scorțișoara și amestec bine. Odată amestecate, nu-mi rămâne decât să le adaug peste umplutura de cheesecake. Voi pune merele cât mai uniform cu putință. Iar ultima componentă va fi crumble-ul, pe care îl vom pregăti la fel de repede și de ușor. Pentru crumble va trebui doar să amestecăm fulgii de ovăz cu zahărul, cu făina și cu scorțișoara. Și apoi să adăugăm untul moale. Cu ajutorul mâinilor voi incorpora untul în ingredientele uscate. Voi adăuga crumble-ul peste mere. Și voi pune tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 50-60 de minute. Cheesecake-ul s-a copt și miroase foarte bine,
însă înainte de a-l servi, va trebui să-l las să se răcească complet, apoi să-l pun la frigider pentru cel puțin 4 ore. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de cheesecake cu mere și crumble. Am lăsat cheesecake-ul în frigider peste noapte, s-a răcit foarte bine și abia apoi l-am feliat. Este foarte important să lăsați în frigider să se răcească bine pentru a se tăia frumos la final. După preferință, puteți decora prăjitura cu puțin caramel, însă este perfectă și ca atare, pentru că este suficient de dulce. Pentru a fi și mai festiv, puteți face acest cheesecake și într-o formă rotundă și îl puteți servi pe post de tort. Sper din suflet să încercați și voi rețeta cu prima ocazie și să vă placă. Noi vă asigurăm că este de-a dreptul delicioasă. La revedere!